Mulțumesc, Antonia. Este din nou doliu în lumea bisericii. Un preot mult iubit din Iași a fost răpus de o boală necruzătoare, iar credincioșii sunt în lacrimi. Cu doar câteva zile înainte să moară pe patul de suferință, preotul și-a cântat singur slujba de înmormântare. Timp de 31 de ani a fost omul care i-a ascultat, i-a sfătuit, i-a încurajat și a avut mereu o vorbă bună pentru toți oamenii care mergeau să se roage la biserica din cartierul Păcurari din Iași. Acum, preotul Maricel Biță s-a stins din viață la 64 de ani după o lungă suferință. Vestea a căzut ca un trăsnet pentru oamenii care îl cunoșteau, deși știau că preotul Maricel se luptă cu o boală necruțătoare, însă sperau să iasă învingător. Imediat, pe pagina de socializare a preotului au curs mesajele de condoleanțe. Credincioșii spun că și-au pierdut un al doilea tată prin moartea acestuia. Rudele slujitorului Domnului spun că acesta și-a presimțit sfârșitul și că pe patul de suferință, cu ultimele puteri, și-a cântat singur slujba de înmormântare. Astăzi, preotul Maricel Biță este condus pe ultimul drum.